ziua, eu mă numesc Ursu Maria. Iar eu Alexia Pupa. Noi suntem de la școala Spectrum Iași, din clasa a 3-a. Și am făcut un robot pe nume Explorer. Acesta folosește oamenilor cu deficiențe de vedere. Acesta are 3 motoare, un brick, un touch sensor, un ultrasonic sensor. Când vede un obstacol cu ultrasonic senzorul, el se va întoarce și va căuta altă direcție fără obstacole. Când se atinge de touch senzorul, el se va da mai în spate și se va roti până găsește altă direcție. Acum vom face o mică demonstrație.